Haideți să vedem acum sub punctul C, este în felul următor. În cazul în care n este 2, vom determina soluția pe forma x indice 0, y indice 0 și z indice 0 a sistemului, pentru care x indice 0 este strict mai mare decât 0 și în plus x0 pătrat plus y0 pătrat plus z0 pătrat este egal cu 3. Am văzut puțin mai devreme că în situația în care m este egal cu 2, atunci determinantul matricei sistemului, adică determinantul matricei A, este 0. De unde? Înseamnă că rangul matricei A este mai mic sau egal decât 2. Rangul A mai poate fi în această situație egal cu 3. Și găsim următorul minor din matricea sistemului. Haideți să o scriu cu altă matricea. Este 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3 și n-ul care este 2. Și găsim următorul minor format din 2, 1, 1, 2 care, calculându-l, obține ca fiind 4 minus 1, adică 3, ce este diferit de 0. Ceea ce înseamnă atunci randul A este în această situație 2. Practic, având aceste elemente, acest minor fiind minor principal, automat va rezulta atunci 2, 1, 1, 2 fiind coeficienții necunoscutelor x și y din sistemul nostru, că x și y sunt necunoscute principale, iar cea de-a treia necunoscută z, necunoscută secundară. Iar dacă z este necunoscută secundară, atunci fie alfa aparține mulțimii numerelor reale și z este egal atunci cu alfa. Iar, încă o dată, x și y fiind necunoscutele principale și 2, 1, 1, 2 sunt coeficienții lui x și y din primele două ecuații ale sistemului nostru, atunci aceste ecuații, respectiv 2x plus y plus 3z, adică acum 3 alfa, egal cu 0, și x plus 2y plus 3z, adică iarăși 3 alfa, egal cu 0, le vom numi ca fiind ecuații, practic, principale. Și acum, haideți să scoatem x-ul și y. Am să mulțesc, de exemplu, prin cea de-a doua ecuație cu minus 1. Voi rezolva acest sistem cu două ecuații și două necunoscute folosind metoda reducerii. Și o să am prima ecuație, 2x plus y plus 3 alfa egal cu 0. Și cea de-a doua ecuație devine minus 2x, înmulțim cu minus 1, haideți să înmulțim cu minus 2, pentru a avea același număr de x. Minus 2x, minus 4y, minus 6 alfa, ca fiind egal cu 0. Și adunându-le cele două ecuații, acum x-ul se va reduce. 1 minus 4 înseamnă minus 3y, 3 minus 6 înseamnă minus 3 alfa, egal cu 0. Haideți să ștergem sus. De unde minus 3y va fi egal cu 3 alfa? Ceea ce face y ca fiind 3 alfa pe minus 3, adică y ca fiind minus alfa. Deci y-ul este minus alfa, z-ul l-am definit ca fiind practic alfa, x-ul nostru îl scoatem din oricare din ecuații, de exemplu, din prima, să am 2 ori x plus y, adică minus alfa, plus 3 alfa egal cu 0, adică 2x plus 2 alfa egal cu 0, putem împărți cu 2 și am x plus alfa ca fiind 0, de unde x este atunci minus alfa. Practic, x-ul meu este minus alfa, y-ul este minus alfa și z-ul, în cazul meu, este plus alfa. Mai departe, avem de îndeplinit, practic, o următoare condiție pentru soluția sistemului nostru, respectiv că x0 pătrat plus y0 pătrat plus z0 pătrat ca fiind egal cu 3. Și haideți să scriem această condiție. Deci am x0, y
x0 pătrat plus y0 pătrat plus z0 pătrat ca fiind egal cu 3. Practic, noi ceea ce am obținut sunt soluții x0, y0 și z0. Atunci, în cazul meu, va veni x0, adică minus alfa la a doua, plus iarăși minus alfa la a doua, plus alfa la a doua, ca fiind 3. Minusul dispare, indicarea putere par și o să am alfa pătrat plus alfa pătrat plus alfa pătrat ca fiind 3 sau 3 alfa pătrat ca fiind 3, de unde alfa pătrat va fi 3 pe 3, adică 1, cu două variante pentru alfa, 1 și minus 1. Însă, x-ul nostru, soluția, trebuie să scriem și z0 aici, ca fiind alfa, soluția noastră x0, care este minus alfa, trebuie să fie mai mare decât 0. Ceea ce înseamnă că, în cazul meu, atunci alfa, care îmi convine pentru a fi definite ambele condiții, este alfa egal cu minus 1. Atunci alfa egal cu minus 1. Pentru că minus alfa atunci ar însemna minus minus 1 și îmi dă plus 1, ce este mai mare decât 0. Și atunci o astfel de soluție, care îndeplinește toate condițiile, este x0, adică minus alfa, care vă spuneam alfa prin minus 1, o să am atunci 1, y0, iarăși 1 și z0 ca fiind minus 1. Aceasta este soluția practică a sistemului în situația când n este egal cu 2 și îndeplinite cele două condiții.